Lacrimă. La toate popoarele, lacrimile simbolizează ploaia, iar plânsul este socotit ca o binefacere. De aceea este bine să se plângă la nuntă. Se crede că bolnavul, căruia îi vin lacrimile, fără să spună sau să îi se spună ceva anume, și-ar plânge apropiata moarte. Femeile, când plâng moartea cuiva, se feresc să cadă vreo lacrimă pe fața decedatului, în credința că aceasta l-ar frige ca o apă clocotită și i-ar înneca sufletul. Când clopotele încep să bată amort, femeile ies afară din casă, o înconjoară de 3 ori, plângând mai intens la cele 4 colțuri ale ei, dând astfel de veste vecinilor despre nenorocirea ce s-a abătut asupra familiei. Fiecare mort este bocit de 3 ori pe zi, în cele 3 zile cât acesta rămâne acasă, dimineața, la amiaza și seara, și numai atunci când sunt trase clopotele la biserică. Apoi se mai plânge când intră cineva în casă, cunoscut sau rudă, când este adus sicriul, când sosește preotul pentru începerea procesiunii de înmormântare, pe parcursul întregului drum de acasă la cimitir și când mortul este coborât în groapă.